Promoție Vaineați. Promoție Reps. Promoție pe loc Repaus. Garda drapelului drept. Garda drapelului la stânga. Drept, pe loc, repaus. Prezentatorii Merge așa, uite, merge. Nu, doamne, noi nu suntem personaje. Uite acolo personaje. O nepoată de-a mea sau... Era atunci când prezea de grau. Noi va trebui dimineața să... Iană, asta care are pe promoție, vă imediați? Promoție drept, promoție pe doloși pe stânga, prezentați Ani! Vasile Scutaru. Promoție drept, promoție pe loc, pe pauză. Doamnelor și domnilor, promoția 2016 Carol I 150 a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna vă salută și vă urează bun venit la festivitatea de absolvire. Vă mulțumim că vă aflați alături de noi în această zi festivă, în care ne bucurăm de rezultatele unui an de muncă, un an în care am crescut și ne-am format. Ne-am maturizat pentru o meserie care necesită dăruire și responsabilitate. Ne animă, în primul rând, bucuria de a fi împreună într-o zi specială. Specială pentru noi, absolvenții acestei promoții, încărcată de emoția de a ne aminti că am încheiat o etapă frumoasă și importantă a tinereții noastre. dar și pentru profesorii și îndrumătorii noștri care privesc nostalgic o altă generație care pleacă. Numele pe care îl poartă promoția de absolvenți 2016 ne onorează regele Carol I, fiind descris drept soldatul perfect, sănătos, disciplinat și de asemenea un politician excelent cu vederi liberale. Sub domnia sa de 48 de ani, cea mai lungă din istoria țării, România și-a cucerit independența de stat, a devenit monarhie constituțională și s-au pus bazele consolidării statului român modern. Carol I este considerat de majoritatea istoricilor cel mai mare om de stat al României, căci regimul politic pe care l-a promovat a asigurat dezvoltarea țării noastre pe o linie democratică și demararea unui amplu proces de modernizare a statului. Ca de fiecare dată, când școala se află într-un moment de sărbătoare, avem invitați alături de noi oameni deosebiți, care prin atenția și sprijinul lor ne-au încurajat să căpătăm încredere în forțele noastre. Avem onoarea să salutăm prezența ministrului Justiției, doamna Raluca Alexandra Prună, a cărei atenție ne emoționează, dar ne și obligă, o confirmare a faptului că pregătirea personalului reprezintă o prioritate a Ministerului Justiției în reformarea și dezvoltarea sistemului penitenciar. Salutăm cu respect oaspeții de seamă din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, cărora dorim să le adresăm cele mai calde mulțumiri pentru sprijinul oferit pe parcursul anului școlar, și anume domnul comisar șef de penitenciare Marius Vulpe, director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Domnia sa se află pentru prima dată în această calitate alături de noi, ocazie pentru care îl felicităm și îi mulțumim pentru deschiderea pe care a manifestat-o față de școală și sprijinul pe care ni l-a acordat necondiționat de fiecare dată în calitate de director regional. Îl salutăm de asemenea pe domnul subcomisar de penitenciare, domnul Dan Halgin, director general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Bun venit domnului comisar șef de penitenciare Cătălin Stroie, inspector general, consilier. Domnul comisar șef de penitenciare Răzvan Cozofană, director al Direcției Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar. Domnul comisar șef de penitenciare Gheorghe Iftinca, director al Direcției Management Resurse Umane. Urăm un călduros bun venit tuturor directorilor unităților penitenciare din țară, mulțumindu-le pentru prezență și asigurându-i că școala va fi mereu un partener de nădejde prin formarea unui personal de calitate și pe a căror colaborare și comunicare deschisă vom conta în toate demersurile noastre. Academiei pentru personalul serviciilor corecționale norvegiene Cruz. De asemenea, salutăm cu bucurie și prețuire prezența reprezentantului Departamentului Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova, doamna locotenent colonel de justiție Larisa Frija, director al Direcției Resurse Umane. Bun venit, doamne inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Bacău, doamna Teodora Șotcan. Avem o onoare deosebită de a avea alături de noi reprezentanții administrației publice și îi salutăm cu deosebită căldură pe domnul Sorin Gabriel Ailenei, subprefectul județului Bacău, domnul Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, domnul economist Ștefan Șilochi, primarul orașului stațiune Târgu Ocna. Mulțumim cu această ocazie și celorlalți reprezentanți ai administrației publice locale prezenți alături de noi pentru deschiderea pe care au manifestat-o față de școală, sprijinindu-ne în mod constant. adresăm sincere urări de bun venit tuturor reprezentanților instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională ale statului, a căror prezență ne onorează și ne încurajează deopotrivă. Salutăm cu deosebită căldură pe domnul locotenent colonel Gheorghe Stoica, comandantul Centrului Militar Județean Bacău. Domnul colonel Gheorghe Stan, comandantul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău. Vicepreședintelui Asociației Internaționale a Polițiștilor, secția română, domnul comisar șef de poliție Florin Olaru. Să primim cu aplauze și pe foști profesori și directori ai școlii care s-au dedicat acestei instituții și au avut plăcerea de a fi alături de noi. În numele colegilor noștri, dorim să mulțumim întregului corp profesoral, personalului școlii, care ne-au îndrumat cu responsabilitate și dăruire, care au vegheat la nevoile noastre și ne-au susținut mereu. Cu siguranță vor rămâne în inima noastră. Să-i aplaudăm! În deschiderea festivității de absolvire, îl invităm la cuvânt pe directorul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare, domnul comisar șef de penitenciare, Vasile Scutaru. Doamna ministru, domnule director general, onorată asistență, și în acest an îmi revine deosebită plăcere ca în deschiderea festivității de absolvire să vă adresez și eu cele mai calde urări de bun venit la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare. Totodată, profit de această ocazie specială pentru a saluta prezența la festivitatea de astăzi a doamnei ministru Raluca Prună, ministrul Justiției, remarcând cu mare onoare faptul că prezența domniei sale aici, alături de noi, dovedește încă o dată preocuparea Ministerului Justiției pentru activitatea sistemului penitenciar și atenția deosebită față de calitatea resurselor umane aflate în slujba acesteia, motiv pentru care vă asigurăm, doamnă ministru, de toată considerația noastră. Salut de asemenea prezența la festivitate a domnului comisar șef de penitenciare Marius Vulpe, director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, căruia vă rog să-mi permite să-i transmită numele colectivului școlii și al meu personal un călduros bun venit alături de noi în această nouă calitate, să-i urăm succes în activitate și să-l asigurăm de toată susținerea și devotamentul de care are nevoie din partea noastră. Salut pe domnul director general adjunct, domnul subcomisar dr. Dan Halgin și domnul comisar șef Cătălin Stroie, precum și pe toți directorii de penitenciare care se află astăzi alături de noi, asigurându-i de toată prietenia și aprecierea noastră. Salut totodată pe reprezentantul Departamentului Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova, pe doamna Larisa Frija, ocazie cu care am deosebită onoare și bucurie să-i spun la mulți ani în Republica Moldova, pentru că, după cum cunoașteți, în urmă cu câteva zile, pe 27 august, Moldova a sărbătorit Ziua Republicii. Cu această ocazie specială doresc să mulțumesc pentru prezență domnului subprefect Sorin Gabriel Ailenei și domnului Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean, care sunt astăzi alături de noi. Dragi absolvenți, mă adresez acum vouă, pentru că astăzi este sărbătoarea voastră de suflet, un moment important pe care noi toți, aici de față, am ales să-l trăim alături de voi, pentru a vă însoți în primul pas din cariera voastră de agenți de penitenciare, depunerea jurământului cu ocazia primirii primului grad profesional. Prezența la acest moment festiv a Ministrului Justiției, a Directorului General, a Directorilor de Unități Penitenciare, trebuie să reprezinte pentru voi o mare onoare și motiv de înălțătoare mândrie. Însă, deopotrivă, aceasta vă obligă la dăruire, atașament și loialitate față de sistemul în care astăzi veți păși. Trebuie să înțelegeți încă de acum că există foarte multe așteptări de la voi, să înțelegeți că astăzi nu dobândiți un simplu loc de muncă, ci astăzi voi începeți o carieră deosebită, plină de provocări, dificultăți, tentații și sacrificii, o carieră care însă vă va oferi șansa, pe care nu mulți tineri o au, de a lucra într-un serviciu public performant, șansa de a purta cu onoare și mândrie uniforma unei instituții la care cetățeanul trebuie să privească cu respect și cu încredere, șansa de a vă dezvolta într-un sistem care încurajează în mod deschis performanța personală și evoluția în carieră. Astfel că, în conjunctura actuală marcată de încadrările masive de personal, vă revine și vouă șansa, responsabilitatea și misiunea de onoare de a deveni în foarte scurt timp mentor și profesor pentru noi voștri colegi. Este momentul în care voi, promoția de astăzi, alături de ceilalți absolvenți ai promoțiilor trecute, să dați dovadă de profesionalism, spirit de echipă, atașament și loialitate față de valorile sistemului în care veți activa și să le transmiteți cu încredere și disponibilitate celor care vor veni alături de voi tot ce ați învățat în școală despre cinste, corectitudine, curaj, umanism și respect față de ființa umană, fiind ferm convinși că nu ne veți dezamăgi. În final, pot spune acum tuturor celor de față, cu toată convingerea, că sunteți pregătiți să vă începeți cariera cu succes și că veți reprezenta cu onoare instituția de învățământ care v-a format profesional, drept pentru care vă felicit pentru absolvire, pentru gradul profesional obținut și vă urez mult succes în activitate și în viața personală. Vă mulțumesc! Promoție pe loc, repaus! Reușita profesională și personală care încrunează acest an este obținerea gradului profesional de agente penitenciare de către absolvenții școlii. Invităm pe domnul comisar șef Gheorghe Iftinca, directorul Direcției Management Resurse Umane din Administrația Națională a Penitenciarelor, pentru a da citire deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor de acordarea gradului profesional. Decizia numărul 706 din 29 august 2016. Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în temeiul articolului 13, aliniatul 3 din legea numărul 293/2004, privind statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile articolului 7, aliniatul 4 din hotărârea Guvernului României, numărul 1849/2004, privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare, emite prezenta decizie. Articolul 1. Începând cu data de 1 septembrie 2016, celor 216 absolvenți ai Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, învățământ de zi, promoția 2016, Carol I, 150, li se acordă gradul profesional de agent de penitenciare și se încadrează ca funcționari publici cu statut special definitiv. Articolul 2. Administrația Națională a Penitenciarelor va duce la îndeplinire dispozițiile prezentei decizii. Semnează comisar șef de penitenciare Marius Vulpe, director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Promoție pe loc, repaus! Alături de noi trăiesc aceleași emoții colegii noștri din Republica Moldova, tineri cu care am legat prietenii și împreună cu care împărtășim amintiri. Invităm la cuvânt reprezentantul Departamentului Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova, doamna locotenent colonel de justiție Larisa Frija, care va da citire ordinului de înaintare în grad al absolvenților din Republica Moldova. Doamna locotenent colonel, vă rog să luați cuvântul. Ordinul Departamentului Instituțiilor Penitenciare, numărul 338, din 23 august 2016, cu privire la acordarea gradelor speciale angajaților care au absolvit Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, România. În conformitate cu protocolul de colaborare dintre Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției al Republicii Moldova și Administrația Națională a Penitenciarelor a Ministerului Justiției din România, privind instruirea angajaților sistemului penitenciar în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, un grup de angajați ai sistemului penitenciar au participat la cursul de perfecționare a angajaților, ce desfășoară activități de aplicare a regimului de detenție și a securității deținuților. Astfel, conform prevederilor punctelor 16 și 23 ale regulamentului cu privire la satisfacerea serviciului de către colaboratorii sistemului penitenciar aprobat prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova 950 din 14 octombrie 1997 și al regulamentului Departamentului Instituțiilor Penitenciare aprobat prin hotărârea Guvernului 1310 din 24 noiembrie 2008, ordon a acordat următoarele grade speciale ale corpului de comandă inferior plutonier major de justiție, doamnei Mariana Bratu, domnului Adrian Mocanu, domnului Ion Furdui, domnului Dumitru Morar, domnului Nicolae Viviriță, domnului Eugeniu Pena, doamnei Anna Muncean, domnului Ion Borș, domnului Pavel Schitski, domnul Valerii Știrbu, domnului Ion Știrbu, doamnei Medina Cerebatov, domnului Vadim Bulat. Asemnat director adjunct, locotenent colonel de justiție, Igor Guja. Noi credem că ne-am făcut datoria față de școală și ne considerăm învingători. Știm că mai este mult de învățat. Știm că ne așteaptă numeroase provocări, atât profesionale cât și personale. Dar avem credința că le vom face față cu succes. Suntem astăzi, în aceeași măsură, mândri de rezultatele noastre, dar și de rezultatul celui mai bun dintre noi. Ne face cinste să-l felicităm pe absolventul care s-a remarcat prin cele mai bune rezultate, drept pentru care vom da citire deciziei de numire a șefului de promoție. Decizia numărul D3 400079 din 29 august 2016. Directorul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, în conformitate cu prevederile articolului 75, alineatul 1, litera F, din statutul elevilor din Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, aprobat prin decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, numărul 508/2014, emite prezenta decizie. Articolul 1. Pentru rezultate deosebite obținute în procesul de pregătire, se numește șef al promoției Carol I 150 a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, absolventul Hanganu Andrei. Gradul, numele și prenumele șefului promoției vor fi înscrise pe placa de onoare a școlii. Semnează directorul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, comisar șef de penitenciare Vasile Scutaru. Promoție pe loc, repaus. Doamnă ministru, sunt șeful promoției 2016, agent de penitenciare, Hanganu Andrei. Vă rog să-mi permiteți să iau cuvântul. Doamnă ministru, domnule director general, domnule director, stimați profesori, onorată asistență, vă mulțumim că sunteți aici pentru a ne susține și pentru a vă bucura de reușita noastră, a celor care sărbătorim începutul unei etape importante din viața noastră, marcând momentul în care vom intra în rândul personalului de penitenciare. Îmi revine onoarea de a mă adresa dumneavoastră astăzi, în calitate de șef al promoției 2016 al Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și vă mărturisesc că acest an a fost pentru noi dovada că este posibil ca într-un timp scurt să acumulăm cunoștințe temeinice, înalte competențe profesionale, dar și calități umane. Cu toții am sperat, am învățat, am muncit și am exersat, apropiindu-ne din ce în ce mai mult de acest moment atât de fericit pentru noi, dobândirea gradului profesional de agent de penitenciare. Dincolo de sacrificiile personale, ale familiilor noastre, ori ale celor apropiați, satisfacția deplină va fi dată de clipa în care vom păși în unitățile penitenciare în care vom fi repartizați, știind că am fost bine instruiți aici, la Târgu Ocna, unde istoria și tradiția sistemului penitenciar românesc se îmbină cu viziunea spre viitor. De acum încolo nu vor mai fi note, ci ne vom confrunta cu situații reale, dificile, în care doar stăpânirea de sine, inteligența, rațiunea și cunoștințele acumulate vor putea face diferența în profesia complexă pe care am ales-o. Așadar, va trebui să devenim modele de urmat în societate, să investim toată energia și resursele în binele altora. Nu a fost ușor, dar eforturile pe care le-am depus ne-au întărit și modelat, pregătindu-ne astfel pentru drumul ales, iar prin dăruirea întregului corp profesoral, generația 2016 a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna va face față cu succes rigorilor sistemului penitenciar din România și că, prin tinerețe și entuziasm, vom aduce un plus de valoare penitenciarilor în care vom lucra. În numele tuturor colegilor, cu emoție, vreau să transmit un mesaj de mulțumire celor care au avut încredere în noi, celor care ne-au sprijinit și ne-au fost alături, părinților, prietenilor și mai ales domnilor profesori care ne-au instruit și susținut necondiționat, ne-au călăuzit pașii în tot acest an. În încheiere, am deosebită plăcere de a-i felicita și de a le ura succes celor care mi-au fost colegi pe parcursul acestui an. Tineri ale căror caractere și temperamente s-au armonizat în scopul nostru comun, acela de a absolvi Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna. Vă mulțumesc! Doamnă ministru, vă rog să-mi permiteți să iau loc în formație. Urmează momentul cel mai emoționant al festivității de absolvire. Un moment plin de semnificații, care va rămâne veșnic întipărit în sufletele absolvenților școlii. Jurământul de credință reprezintă expresia atașamentului față de valorile sistemului din care vom face parte, piatra de temelie a întregii noastre evoluții profesionale. Domnule director, vă rugăm să ne îndrumați în acest moment special. Promoție vainiați, promoție drept, garda drapelului în fața formației, marș! Agenți, rostiți după mine! Jur! Jur! Să respect Constituția! Să respect Constituția! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului! Să aplic în mod corect! Să aplic în mod corect! Și fără părtinire! Și fără părtinire! Legile țării! Legile țării! Să îndeplinesc conștiincios! Să îndeplinesc conștiincios! Îndatoririle ce-mi revin! Îndatoririle ce-mi revin! În funcția publică în care am fost numit, în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită, și să respect normele de conduită profesională și civică, profesională și civică. Promoție drept, garda drapelului formație, marș! Promoție drept, promoție pe loc de pauză. Adresăm în continuare rugămintea preacucernicilor părinți să binecuvinteze această promoție pe oaspeții noștri din această zi și pe toți cei prezenți la această festivitate. Promoție drept, promoție descoperiți, promoție pe loc de pauză. Și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! părtășnicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unitatea lor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru absolvenția acestei școli de administrație penitenciară, proaspăt agenți de penitenciare, pentru profesorilor, pentru toți cei care sunt de față, părinți și frații lor, pentru toți invitații și ceilalți din plână cu dânsii, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească cu milostivire Sfântul cel mai presus de cer și duhovnicescul său jertfelnic mulțumirea și rugăciunea noastră de acum Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevinuților săi pe care aducem astăzi cu inimă smerită pentru toate faceri de bine pe care le-am primit de la dânsul. Ca o tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să fie lui. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre, ale vrenicerovilor săi și bunacelele și dorirea credincioșilor săi, totdeauna spre bine să o primească și ca un milostiv totdeauna să ne dea face nouă de bine și Sfintei sale biserici și la tot credinciosul său popor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să izbăzvească Sfânta sa biserică, și pe robii săi, agenții de penitenciare, cu toți casei lor, și pe noi toți, de toate cazuri, mânia, nevoia și primejdia, pe de toți vrăjmași și văzuși și nevăzuși, cu sănătate, în lungime de zile, în pace și cu ocrotirea îngerilor săi, totdeauna să-i îngrădească pe credincioșii săi, robii săi, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții s-au pomenit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Pe noi înășine și unii prea aleții, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău. Citire din Sfânta Evanghelie, după Sfântul Evanghelist Marcu. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Săi, aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat vă spun vouă, că Cel care va zice muntelui acestuia, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, orice va zice El se va face. De aceea vă spun vouă, toate câte cereți când vă rugați, să credeți că le veți lua și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Căci dacă voi nu veți ierta, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Slavă Ție, Doamne, slavă! Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru un al preasfințitul Părintele nostru Arhiepiscop Iachim și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoare de Hristos oase, pentru sănătatea și lucrurile lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamnește, Doamne, veniți cu frică, cu cutrenuri, mulțumim milostenirii tale, Mântuitorule, pentru toate binefașele pe care cumperi și care le stă deasupra lovilor tăi, și cădem înaintea ta și ca un Dumnezeu ți aduce cântare și doxologie cu merință stricândă. Izbăvește din toate nevoile pe lovii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu stăruință ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Domnului să ne rugăm! Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeu îndurărilor și a toată milostivirea crimilei și nemăsurate grele oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică cu cutremur, ca niște robi netrebnici cu minți aducem acum mulțumire bunătății tale, pentru binefaceri ce au fost asupra rugilor tăi absolvenții acestei școli de administrație penitenciară și ale tuturor celor care sunt de față. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și căzând noi iarăși mulțumim, rugând cu milință nemăsurată în instatatea milostivirei, ca prei cum ai binevoit a primi acum rugăciunea rugilor tăi și cu milostivirei evredicitari semplii cele, așa și de acum înainte vredicește-i, ascurind cu dreaptă credință în dragostea către tine și a către aproapele, și cu toate faptele cele bune și a dobândii ale tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne toată reaua întâmplare, dărim de pace și liniște, și ne învredicește pe noi pe toți. Totdeauna cu mulțumirea aduce cele prea bune a grei și a cânta ție celui fără de început al tău, Părinte, prea Sfântului și bunul și de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, de-a noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucerice Părinte, binecuvântat! Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacuratii Maicii sale, o protetoare orașului nostru, rugăciunile Sfinților Apostol Petru și Pavel, o protetorii penitenciarelor, rugăciune Sfântul Apostol Andrei, o protetorii României și pentru rugăciune tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și viitor de oameni. Amin. Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Promoție drept. Promoție acoperiți. Promoție pe loc, repaus. Reprezentanții administrației locale au fost întotdeauna aproape de școală și au participat activ la toate acțiunile pe care le-a întreprins. Îl salutăm încă o dată și îl invităm la cuvânt pe domnul Ștefan Șilochi, primarul orașului stațiune Târgu Ocna. Doresc să urez un călduros bun venit în orașul Târgu Ocna, doamnei ministru al Justiției. Vă mulțumesc, doamna ministru, pentru sprijinul pe care l-a acordat celor trei unități din subordinea Ministerului Justiției, iar prezența dumneavoastră astăzi aici este o certitudine pentru noi că veți oferi în continuare sprijinul necesar acestor instituții. Doresc să salut prezența domnului director general, care este un vechi prieten al orașului nostru, dar pentru prima dată este ca și director general și urăm mult succes în această funcție pe care o are și să gândească cât mai mult posibil la Târgu Ocna. Doresc să mulțumesc tuturor invitațiilor de la instituțiile publice din țară, să mulțumesc și reprezentanților din Republica Moldova și celor din Norvegia. Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare este o instituție cu care orașul nostru se mândrește. De aceea, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc pe această cale domnului director Scutaru, colegilor care se preocupă pentru a obține rezultate deosebite. Doresc de asemenea să mă adresez absolvenților. Vă felicit pentru efortul pe care l-ați depus aici la Târgu Ocna și vă rog să reveniți în orașul Târgu Ocna, pentru că ați petrecut o parte din viața dumneavoastră, ați avut și clipe fericite aici și să nu uitați să reveniți, pentru că uitați-vă pe margine, am multe fete, lăcrimează că dumneavoastră plecați. Doresc să mulțumesc în final cetățenilor orașului Târgu Ocna, care de fiecare dată vin alături de noi la această manifestare. Mulțumesc! Promoție pe loc, repaus! Școala este una dintre instituțiile de învățământ de prestigiu din județul Bacău și avem bucuria să-l invităm la cuvânt pe domnul Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău. Doamnă ministru, onorată asistență, doamnelor și domnilor ofițeri și agenți de penitenciare, mă bucur să mă aflu astăzi aici, la festivitatea de absolvire a promoției 2016, care încheie stagiul de pregătire pentru agenții de penitenciare. Aș vrea să aduc, în primul rând, un cuvânt de mulțumire dascărilor, mentorilor dumneavoastră, care an de an se străduiesc în munca de apostolat pe care o presupune orice proces de învățare și îndrumare a tinerilor. Un gând bun acestor oameni devotați și multe succese în nobila misiune de a forma oameni pentru o meserie dificilă, dar necesară. Și doresc ca bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți un început bun cu multe realizări în viață. Promoție pe loc, repaus! Invit în continuare la cuvânt pe reprezentantul instituției prefectului județului Bacău, subprefect Ailenei Sorin. Bună ziua, doamnă ministru, stimați colegi în slujba cetățeanului, dragi părinți, dragi absolvenți, stimați invitați de aici și de departe. Sunt în numele instituției prefectului județul Bacău, reprezentant, și am fost mandatat de domnul prefect să vă transmit un întreit mesaj. Primul mesaj este pentru părinți. Vă mulțumim pentru felul în care i-ați îndrumat pe acești tineri, pentru modul în care ați trebuit să-i sprijiniți și pentru că în momentele acelea de negura ființei, când nicio decizie nu mai era posibilă, dumneavoastră ați fost acea rază de soare care i-au făcut pe acești absolvenți să privească dincolo de obstacolele de moment. Distinși și dragi profesori, vă mulțumim pentru ceea ce sunteți și pentru ceea ce transmiteți acestor generații. Ne aducem aminte că fiecare dintre noi am avut cândva în școală modele pe care le-am urmat în timpul vieții noastre. Cu siguranță, dintre dumneavoastră, foarte mulți vor fi în continuare pentru acești tineri absolvenți astfel de făclii care îi vor îndruma pe drumul vieții și al carierei. Și nu în ultimul rând, mesajul nostru celor de la instituția prefectului se îndreaptă către voi, dragi absolvenți. Evenimentele de acum câteva luni au demonstrat cu siguranță că ceea ce începeți dumneavoastră din punct de vedere al carierei înseamnă o misiune nobilă, dar și o misiune dificilă. Cu siguranță veți avea nevoie de îndrumări și sfaturi. Vă rog să le ascultați pe toate, dar mai ales să vă ascultați pe voi înșivă. Pentru că atunci când decizia va fi cea mai grea, veți ști întotdeauna ce decizie și ce cale să luați, iar ca și călăuză, vă rog să vă uitați în inima dumneavoastră și să vă aduceți aminte de jurământul pe care l-ați depus mai devreme. Acolo este sinteza întregii învățături pe care ați primit-o aici, la școala pe care tocmai o terminați astăzi. În încheiere, îmi exprim speranța că misiunea dumneavoastră va fi una care ne va aduce siguranță și că va fi pusă în slujba dreptății. De aceea, dați-mi voie ca alături de dumneavoastră să-i felicit și să le mulțumesc tuturor celor care v-au ajutat și v-au sprijinit, începând de la cel mai înalt rang de la minister și până la Unitatea Administrativ-Teritorială Târgu Ocna. Sunteți ai noștri și veți fi întotdeauna. Aduceți-vă aminte de orașul Târgu Ocna, de județul Bacău și de misiunea pe care o începeți astăzi. Felicitări și mult succes! Promoție pe loc, repaus! Colaborarea Administrației Naționale a Penitenciarelor cu Departamentul Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova se concretizează prin școlarizarea la Târgu Ocna de tineri moldoveni. Invităm să ne adreseze câteva cuvinte pe doamna locotenent colonel de justiție Larisa Frija. Stimată doamna ministru, domnilor și doamnelor, onorată asistență, dragi absolvenți! Din numele domnului Igor Guja, director adjunct al Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Republicii Moldova, permiteți-mi să mă aduc sincere mulțumiri domnului Marius Vulpe, comisar șef, director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnului Vasile Scutaru, director al Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, pentru sprijinul acordat în dezvoltarea sistemului penitenciar din țara noastră. Frumoasă tradiție și relația de colaborare dintre sistemul penitenciar românesc și cel moldovenesc s-au materializat în baza protocolului de cooperare semnat între Administrația Națională a Penitenciarelor din România și Departamentul Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova. Vreau să mulțumesc celora care au găsit posibilitatea de a majora numărul personalului delegat din Moldova pentru a fi instruit la școala dată, ceea ce reprezintă o oportunitate pentru angajații sistemului penitenciar de a obține cunoștințe specializate în domeniul penitenciar. Adresez sincere mulțumiri angajaților, felicitări și urări de bine absolvenților Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna. Vă mulțumesc! Doamna ministru, permiteți să dau citire ordenilor cu privire la menționare. Ordinul Ministrului Justiției Republicii Moldova, numărul 857 din 24 august 2016 cu privire la menționare. Pentru consolidarea cooperării interinstituționale și profesionale la nivel național și internațional, în conformitate cu prevederile regulamentului cu privire la modul de conferire a Crucii pentru Merit, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției numărul 324 din 8 iulie 2004 și regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 736 din 3 octombrie 2012, ordon. A menționat cu cruce pentru merit de clasa 1 domnul Gheorghe Iftinca, comisar șef de penitenciare, director al Direcției Management Resurselor Umane a Administrației Naționale a Penitenciarelor România, asemnat ministru Vladimir Cebotari. Ordinul Ministrului Justiției numărul 857 din 24 august 2016 cu privire la menționare, ordon, a menționat o cruce pentru merit de clasa 1, domnul Vasile Scutaru, comisar șef de penitenciare, director al Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, România, a semnat ministrul Vladimir Cebotari. În continuare, îl invităm la cuvânt pe directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul comisar șef de penitenciare Marius Vulpe. Onorată asistență, nu o să nominalizez nicio categorie dintre invitați, doar vă cer permisiunea, începând cu doamna ministru, continuând cu toți cei de față, care ați contribuit într-o mică sau mare măsură la ceea ce se întâmplă astăzi. Mă voi adresa doar colegilor mei, tineri absolvenți. Dragi colegi, vă numesc cu mândrie în acest fel, pentru că începând de acum veți face parte din marea familie a sistemului penitenciar. Prin rezultatele bune obținute la examenul de absolvire, ați dovedit că sunteți pregătiți. Este momentul să ne dovediți și faptul că sunteți oameni cu caractere puternice, că sunteți demni, onești, că aveți putere de muncă și o bună capacitate de a învăța de la cei cu mai multă experiență. Profesionalismul dovedit de corpul profesoral, care s-a arătat întotdeauna bucuros să împartă din vasta dumnealor experiență, v-a îndreptat pașii către țelul pe care instituția penitenciară îl are, acela de a deține valori incontestabile, care să ajute la creșterea prestigiului și calității muncii, atât a dumneavoastră personal, cât și a întregului sistem din care acum faceți parte. Mediul penitenciar este unul care determină permanent la provocări dintre cele mai grele. Să repare, să facă tot ceea ce nu au reușit alte instituții, respectiv școala, familia, colectivitatea locală, să îndrepte, să reabiliteze, să reintegreze pe cei ce au încălcat legea, astfel încât să nu mai recidiveze, să custodieze, să asigure drepturi fundamentale. În acest context este nevoie mai mult ca oricând de performanță, care nu înseamnă doar ceea ce știm, ceea ce am învățat în școală, cât mai ales ce facem cu ceea ce știm, cum aplicăm cunoștințele și deprinderile în diferite contexte profesionale, care nu sunt întotdeauna descrise în manuale. Performanța profesională în sistemul penitenciar nu se poate fundamenta decât pe corectitudine, respect, onestitate, solidaritate, încrederea în capacitatea oamenilor de a fi mai buni. Integritatea și angajamentul sunt condițiile esențiale pentru a vă realiza misiunile. Realizarea acestor obiective înseamnă muncă în echipă, preocupare, respect pentru realizările echipei și dorința de a depăși într-o competiție onestă, din care să aibă de câștigat instituția și nu doar fiecare individ în dreptul lui. Nu trebuie să uităm niciun moment faptul că lucrătorul de penitenciar nu este doar un funcționar public, o funcție într-o organigramă. El este purtătorul unor valori, față de care societatea, fără de care societatea ar ieșua. Avem așteptări de la dumneavoastră dintre cele mai înalte. Ne dorim o echipă profesionistă, dar ne dorim în egală măsură să ne bazăm pe fiecare dintre voi, pe loialitatea voastră, integritatea, bunele voastre intenții, pentru că doar astfel putem face din penitenciare o ancoră de stabilitate în societate. Nu trebuie să uitați niciun moment că cel care lucrează în penitenciară își pune energiile și resursele în slujba celorlalți, în slujba comunității, încercând să o facă mai sigură, mai bună. Penitenciarul, în ciuda clișeelor, este o instituție, o structură care poate genera progres. Trebuie să aveți conștiința că prin ceea ce faceți, prin ceea ce veți face, prin participarea la acest imens șantier de reconstrucție umană, care este sistemul penitenciar, contribuiți la bunul mers al lumii în care trăim. Vă asigur de sprijinul nostru necondiționat în ce privește perfecționarea continuă, dar și pentru a face față provocărilor care stau înaintea voastră, ca angajați și ca oameni. Mulțumesc pe această cale, în numele Administrației Naționale, tuturor celor implicați în procesul dumneavoastră de formare ca agenți de penitenciare, le transmit aprecierea noastră și doresc ca și dumneavoastră, dragi colegi, să-i faceți mândri de tot ce au reușit să vă dăruiască. Vă felicit și vă doresc mult succes tuturor! Promoție pe loc, repaus! Stimați invitați, în această zi importantă pentru noi toți, avem deosebita onoare să o rugăm să ne adreseze câteva cuvinte pe doamna Raluca Alexandra Prună, Ministrul Justiției. Mulțumesc, domnule director general, domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule subprefect și mai ales dragi absolvenți, dragă promoție Carol I a Școlii Naționale pentru Pregătire a Agenților de Penitenciare. Nu sunteți singurii care sunteți emoționați astăzi, sunt emoționată la fel de tare, poate ca și dumneavoastră, să mă aflu astăzi aici, să fi fost invitată la o oră festivă pe care școala și în primul rând dumneavoastră o trăiți. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați înaintat-o de a fi prezentă astăzi, într-o zi importantă din viața dumneavoastră și pentru oportunitatea de a vă adresa câteva cuvinte, puține, pentru că e foarte cald și... În primul rând vă felicit. Vă felicit pentru reușita dumneavoastră, pentru rezultatele pregătirii temeinice și cu pasiune cu care ați început viața profesională. Ați făcut o alegere grea, vă îndreptați către o muncă în sistemul penitenciar, o muncă în slujba statului român, în slujba cetățeanului, în serviciul public, o muncă deloc ușoară și deloc lipsită de provocări. Mă uit la dumneavoastră, sunteți tineri, sunteți frumoși, sunteți foarte bine pregătiți. Am încrederea că veți rămâne modele pentru sistemul în care vă pregătiți să vă începeți viața profesională, pentru persoana aflată în detenție, în fața căreia sunteți primul reprezentant, ca să spun așa, al unui model în societate. Am încrederea de asemenea că, cu multă credință, cu credință în drapel, cu credință în jurământul pe care l-ați depus, veți ști să rămâneți nu numai niște agenți de penitenciar absolvenții ai acestei școli, dar și agenți de schimbare. Pentru că trăim o oră în care sistemul penitenciar, dar nu numai, are nevoie de o reformare. Și reformarea, poate că știm când începe, cu siguranță nu se termină niciodată. Este un proces continuu și, fără îndoială, veți avea un rol mare de jucat în acest proces. Vreau așadar să vă felicit pentru toate activitățile pe care le-ați desfășurat de-a lungul acestui an de pregătire profesională, pentru implicarea în viața comunității. Cunosc faptul că în luna mai, în baza unui protocol încheiat între Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciar și Asociația Sfântul Nicolae cel Milostiv din Iași, ați desfășurat un program educație pentru siguranța tinerilor, ocazie cu care ați susținut în prezența elevilor și cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic Târgu Ocna activități de educație și informare în scopul prevenirii sau limitării caracterului și efectelor negative care pun în pericol viața și sănătatea tinerilor. Mai cunosc că în aprilie 2016 ați fost implicați într-o amplă activitate de ecologizare organizată de școală, în colaborare cu Primăria Târgu Ocna și mă bucur să aud că an de an școala continuă tradiția ca fiecare promoție de elevi să participe la astfel de activități extracurriculare, la activități care arată că făcând o alegere de a fi în slujba cetățeanului, în slujba comunității, înțelegeți să vă implicați și altfel decât prin prezența 8 ore, la 8 ore pe zi la slujba pe care v-ați ales-o. Vă felicit pentru spiritul civic de care dați dovadă și sper că aceste activități să continue și cu promoțiile viitoare. Mă bucur de asemenea să văd că Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciar are această tradiție de a reuni absolvenți din România cu absolvenți din Republica Moldova. Vinerea trecută am încheiat o vizită oficială la Chișinău, unde am semnat cu omologul meu, domnul ministru Vladimir Cebotari, un plan de acțiuni în domeniul justiției pentru următorii 2 ani și una dintre activitățile din acest plan prevede continuarea implementării protocolului de colaborare între Administrația Națională a Penitenciarelor din cele două țări și pentru continuarea, printre altele, și activității de pregătire în cadrul Școlii Naționale de la Târgu Ocna. În încheiere, încă o dată vă felicit pentru acordarea gradului profesional de agent de penitenciare. Vă urez mult succes, multă încredere, mult curaj în viitoarea dumneavoastră carieră și, în primul rând, mult succes după masă la repartiție. O viață profesională și personală foarte bună. Mulțumesc! Promoție pe loc, repaus. În marile împrejurări ale vieții, ca și astăzi, sufletul nostru se leagă de repere puternice ale identității noastre naționale, sentimente nobile, dragostea de țară, de popor, admirația pentru înaintașii neamului. Vă invităm să intonăm împreună imnul de stat al României. Promoție drept, promoție pentru noi înainte, prezentați ani! Școlii, defilarea promoțiilor de absolvenți a reprezentat momentul cel mai impresionant, dedicat deopotrivă nouă, dar și tuturor celor prezenți alături de noi. Formația de defilare va fi condusă de doamna comisar șef de penitenciare Manuela Frângu, directorul adjunct pentru învățământ al școlii. Mulțumim cu această ocazie conducerii Flotile 95 aeriană Bacău, erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu, pentru prezența fanfarei militare, a cărei acorduri solemne întregesc acest moment emoționant. Veți vedea de asemenea în formația de defilare și vechi uniforme militare specifice sistemului penitenciar și armatei române, într-o prezentare inedită, pregătită de comisar șef de penitenciare Adrian Tăbăcaru, de la penitenciarul Galați. Ne luăm așadar rămas bun de la școală și de la toți cei care un an întreg ne-au fost ca o familie. Vă mulțumim și vă asigurăm că nu vă vom dezamăgi. După defilarea promoției, invităm oaspeții noștri la sediul școlii, unde festivitatea se va încheia cu premierea șefului de promoție și masa festivă. Nu încheiem înainte de a adresa mulțumiri sponsorilor acestui eveniment, Banca Comercială Română și Hotel Perla din Slănic, Moldova. Promoție drept, promoție la dreapta. Promoție pentru coronare. Înainte, marș! Promoție Vailiați, promoție drept, promoție pentru defilare, cu onorul spre dreapta, înainte, marș!